Mic dejun sănătos, cu semințe de in, cu nucă, cu iaurt și cu smegură. Un mic dejun cu iaurt. Avea nevoie de iaurt. Aici am 300 de grame de iaurt. L-am pus așa în vas. Am nevoie și de zmeură sau ce fruct doriți. Și caise, și căpșune, și mirtili, ce vă place. Așa. Și voi mai avea nevoie de semințe de ien, 10 grame de semințe de ien, vedeți, semințe de ien și nuci, 40 de grame. Așa. Și voi pune semințele aici cu nuca și le voi mixa. Eu îmi fac în fiecare zi, îmi place foarte mult. Și pun și, astăzi pun doar semințe de in și nucă, dar puteți spune, eu pun și semințe de mac, și semințe de susan, și semințe de chia, și fel de semințe, și de floarea soarelui, și de bostan, și le amestec pe toate, dacă știi ce bunătate. Așa. Și am pus semințele de in, 10 grame, cu semințele cu nuca. Punem așa aici totul. Dăm deoparte. Și închidem. Și o să mixăm aceste semințe. Fac chiar și gălăgie. Și dăm deoparte. Așa. Aici am iaurtul și nuca cu inul și punem așa peste tot. Amestecăm așa bine. Cine dorește poate pune și puțină miere sau puțin zahăr. Eu nu pun. Eu mănânc fără. Îmi place fără. Asta este iaurt natural. Așa. Amestecat așa bine, gustăm. Este bun. Și acum voi pune așa un păcăruț. Voi pune în două. Mic dejun sănătos. Zmeurică. Zmeurică o punem pur și simplu așa, spălată. Eu mai pun și banane în interior. Așa. Să dați la copilaș să vedeți ce bun este. Din 300 de grame de iaurt ies două porții. Așa.
punem zmeura peste. Ia uitați, încercați să vedeți ce bunătate este.